Un părinte oarecare trăia aproape de fericitul Antonie, în lunca de cealaltă parte de râu. Și a mers odată în Egipt pentru oarecare trebuință, luând cu sine și pe ucenicul său și mergând în orașul ce se cheamă Chint, a zăbovit acolo o săptămână. Zăbovind ei acolo, au văzut în toate diminețile bărbați și femei ieșind și mergând la morminte și plângându-și fiecare morții cu mare tânguire până la al treilea ceas din zi, căci așa le era lor obiceiul. Bătrânul i-a zis ucenicului său: „Vezi, fiule, ce fac oamenii aceștia? Cum se scoală așa de dimineață și merg la morminte și plâng cu atâta tânguire pe morții lor? Să știi, fiule, că de nu vom face și noi așa, la pieire vom merge.” Deci, întorcându-se la chiliile lor, îndată și-au făcut morminte, departe unul de altul. Și așa, sculându-se de dimineață în toate zilele, mergea fiecare la mormântul său și își plângea cu mare umilință și tânguire sufletul, ca pe un mort, până la al treilea ceas din zi. Când se întâmpla de adormea ucenicul său dimineața la acea vreme, îl aștepta bătrânul zicând: „Scoală-te, fiule, că egiptenii acum plâng la mormintele lor.” Iar ucenicul zicea: „Părinte, ce să fac, că îmi este foarte împietrită inima și nu pot să plâng.” Bătrânul, răspunzând, i-a zis: „Silește-te, fiule, și te ostenește, răbdând puțin teal, și, văzând Dumnezeu osteneala ta, îți va trimite darul său și îți va ajuta ție, și după aceea nu te vei mai osteni. Căci îți zic ție, fiule, când Dumnezeu rănește inima omului spre plângere, atunci nu mai fuge umilința și plângerea de la acela, ci petrec cu dânsul până la moarte, și oriunde va merge și oriunde va fi, plângerea, umilința și lacrimile pururea cu dânsul sunt, și ori de lucrează, ori de mănâncă, ori de doarme sau altceva face, inima lui pururea plânge, căci este rănită fără vindecare. Așa este și plângerea, iar mâncarea și băutura cea peste măsură, dormirea și somnul mult, clevetirea, vorba multă și toată odihna trupească o vor pierde.” Zisa un bătrân oarecare, învățându-l pe ucenicul său: „Fiule, de te vei lenevi a te scula noaptea la slujba utreniei, în acea zi nu se cade să dai trupului tău mâncare, căci scrie apostolul că pe degeaba nu se cade a mânca. Iarăși zic ție că mireanul de va fura este vinovat. Aceeași vină o socotește Dumnezeu fiecărui frate care se va lenevi și nu se va scula la slujba bisericii, afară de boală sau de o mare împiedecare. Însă și de la cel bolnav și ostenit așteaptă Dumnezeu rugăciune duhovnicească, căci aceasta poate să o facă și cel bolnav și cel neputincios. De ai clevetit cumva pe vreun frate și te mustră cugetul tău, mergi cu smerenie la acel frate și te închină până la pământ zicând: „Iartă-mă, frate, că am greșit și te-am clevetit.”
și de aici înainte păzește-te și nu mai cleveti pe nimeni, căci clevetirea este moartea sufletului. De îți va aduce ție un frate vreun lucru, orice ar fi, și ți-l va dărui pentru dragostea frățească și știind că acel frate este mai sărac și mai neputincios decât tine, atunci silește-te și dăruiește-i și tu lui ceva, îndoit mai mult decât ți-a dăruit el ție. Iar de nu vei avea ce să-i dai și să-i răsplătești, atunci închină-i te până la pământ cu smerenie, zicând: iartă-mă pentru Dumnezeu, iubite frate, că eu nu am ce să-ți dăruiesc. Domnul Dumnezeu să-ți răsplătească pentru dragostea ce o arăți către mine. De vei citi sau vei auzi viețile sfinților părinți, începe și te nevoiește a face și a viețui și tu asemeni, chemându-L pe Dumnezeu în ajutorul tău, ca să te întărească și să-ți ajute, și rabdă fără slăbire în lucrul ce vei începe, lăudând și mulțumind lui Dumnezeu. Iar de ai început și nu ai săvârșit, atunci defaimă-ți neputința ta, ocărește-ți cugetul tău și smerește-ți gândul, ca pe un rău, leneș și trândav. Pururea neîncetat mustre-ți sufletul, pentru că ce ai început, n-ai sfârșit. De ai greșit și ai făcut păcat trupesc, nu te mai gândi după aceea la dânsul, cum l-ai făcut, căci gândind la dânsul, iarăși ți se aprinde trupul și ți se spurcă sufletul. Deci vei deosebi viața ta și ieșind vei merge și te vei așeza în pustie. Când vei cunoaște că te cercetează Domnul Dumnezeu, să nu cumva să te înșeli, frate, să te înalți cu inima zicând că mare lucru faci, că șezi în pustie și pentru aceea te cercetează Dumnezeu, căci de te vei înălța și te vei lăuda în inima ta gândind acestea, atunci Dumnezeu îți va lua ajutorul său și tu îți vei cunoaște neputința. Ci mai vârtos, frate, cu smerenia inimii tale, zi așa în gândul tău: eu, pentru slăbiciunea, ticăloșia și neputința mea, șed aici, în această pustie, iar prea bunul Dumnezeu, pentru bunătatea sa, își face cu mine nevrednicul mila sa, ca să nu slăbesc, ci să rabd. De vei da orice lucru vreunui frate pentru dragostea lui Hristos, iar mai pe urmă îți va aduce vrăjmașul căință de aceasta în gândul tău, zicând: rău am făcut că m-am grăbit de am dat acel lucru care îmi trebuia foarte mult, sau că acel lucru nu era de obrazul aceluia, sau prea mult i-am dat lui, tu, frate, nu asculta acel gând, căci este al vrăjmașului, ci venindu-ți acel gând să-i răspunzi așa: eu am dat împrumut acel lucru lui Hristos însuși. Și așa vrăjmașul se va duce de la tine rușinat, iar tu vei lua plată mare de la Dumnezeul Hristos.